Mâine dimineață, ora 7:30, toată lumea va face sex. Conform unor noi cercetări, cel mai bun moment al zilei pentru a fi cu dânsa întrânsa este dimineața pe răcoare, când erecția e tare. Spor la orgasme. O zi minunată să avem. Ia uite și eu. Sunt emoții în mișcare. Sexul este emoții în mișcare. Oh, shit, man. Mamă, ce vorbe, ce... Eu ca prostul seara. Nu, dimineața nu? Nu prea îmi place. Mi-mi place. Nu-mi place așa. Păi nespălat de dinți pe astea, pe trezit așa. Păi nu, că nu faci, de faci nicio sex, nu faci dragoste. Nu îmi place, bă, de nicio culoare. Eu fac dragoste mereu. Băi, du-te! Băi, du-te, bă. Nu, mă, nu. Asta nu. Nu cred că e momentul cel mai bun. Nu știu, eu nu achestez pentru asta. Da. Așa că plecați de aici, plecați, cine e pentru asta dimineața. Dragii mei bărbați, știți care este cea mai mare problema voastră? Că majoritatea dintre voi sunteți atât de frumoși, atât de deștepți, atât de buni la suflet și nu vă apreciați la justa voastră valoare. Adevărat, să mă arăți prea. Nu vedeți în modul acesta și când vă place de o femeie, voi vă dați la o parte și renunțați în prima. Te iubesc. Nici măcar nu așteptați reacția acelei femei. Credeți că nu o meritați. Sărută-mă. O meritați. Așa că vreau să vă vedeți prin ochii acelor femei care, într-adevăr, vă apreciază. Vreau să mă văd prin ochii tăi viața mea. Așa vreau să mă trăiesc în fiecare zi din viața mea cu... Cu fata asta. Cu, mă rog, nu știu dacă neapărat cu fata asta, dar cu discursuri de genul ăsta. De discurs, da. Da, da, da. Da, bă. Da, o dau afară din casă în două zile. Dacă vine cu discursuri de-astea așa pe mindfulness mor. Ce? Nu te apreciez. E foarte adevărat, dar câți dintre noi să apreciază la justa noastră valoare? Hai să fim serioși. Da, nu. Așa. Toți avem probleme. Aștia care suntem mileniali, cumva toți avem problema asta. Dar de ce vorbești la trecut? Că ne-am iubit. Încă vă iubiți. Vreau să vă ofer un buchet de flori gratuit. Pleacă, băi. Împărțim flori femeilor. Da? Nici o ocazie. Vreau doar să-mi spuneți ce sfat aveți pentru tineri la vârsta asta, după o experiență de viață de ani de zile. Da, vă mulțumesc pentru flori și tinerii să privească cu seriozitate viața și să-și găsească un rost. Să nu piardă timpul. Trece. Care este secretul prin care la vârsta asta sunteți de braț cu soțul dumneavoastră? O căsnicie atât de longevivă. Adevărat, ea. Secretul e că ne-am iubit. Credeți în iubirea adevărată? Da. Dar de ce vorbești la trecut? Că ne-am iubit. Ne iubim. Încă vă iubiți. Ce frumos. Vă dorim o zi frumoasă. Mulțumesc, și să vă iubiți în continuare. Mulțumesc. Dumneavoastră, ce sfat aveți pentru tineri? Pentru tineri, să reziste la tentațiile ușoare, că alea ascund niște chestii negative la om, în viața omului. Și dumneavoastră ați fost tânăr, dacă ați dat timp înapoi, cum ați trăit tinerețea? Păi mi-a plăcut cum am trăit-o, să știți. Cum? Mi-a plăcut. Chiar mult. Și ea a avut un aport esențial. Soția. Păi mi-mi place, bă. Păi n-avem decât 70 și ceva de ani împreună. 70? Wow. Ce frumos. Da, băi, succes. Bine, o zi frumoasă. Mulțumesc, la revedere. La fel. Uitați aici, este o inscripție cu atelierele Ilba. Am crezut că ia buchetul înapoi. Ok, dați buchetul să rămână să trec. Uite, vezi, așa să tot te duci la oameni. Vezi că... Da, 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 am înțeles. Poate să nască ceva drăguț. Băi, drăguț, să n-am poate. 70 de ani împreună. E o poveste mai frumoasă decât The Notebook. Bă, ce o plâns soare cu s-o uita la The Notebook. Bă, bă, băiatule. Da, alea sunt foarte toxice, fereasă. Ți-am zis. Alea pentru orice om, filmele alea sunt toxice. Alea, ce mai e toxic? Mai e toxic Walk to Remember? Da. Filmele alea sunt d'enfant. Foarte toxice. Alea nu există în viața reală. Je d'enfant. Nu o să ține niciun bărbat o viață întreagă după tine, efectiv. Aia, je d'enfant ăla. Stai așa că mai erau câteva de astea. Dar țin minte că când era Notebook ăsta, când te combinai cu o fată, îți făceai o relație,
data la de notebook. Da, te întrebau toate date. Da, băi, ești nebun. Și eu mă uitam, mă lăsa. Și eu. Îți dai seama. Dar, da, nu sunt niște povești reale. Alea, păcat. Alea, da, păcat. Că, na, uite, filmul meu preferat e ăsta cu Tom Hanks, zi, aolo, pac, pentru care și luat Oscarul, zi, Forrest Gump. Forrest Gump, ăla e filmul meu preferat. Ați văzut ăla... Forrest Gump? Și ăla-i tot. Dave? Mamă, ce i-a luat la pulă, mă, că zici, mă. Ai văzut? Am spus, mă, Forrest Gump, hai! Forrest Gump. Da. Și el la fel, toată viața lui s-a ținut după fata aia, știi? Și Jenny sau nu mai știu cum o chema în film. Bă, dar ce tare filmul ăla. M-am uitat odată. Și așa numai. M-am uitat la Griselda un pic. Nu l-am văzut. Bun. Ok. Bun. Hai, da, nea, bravo, nea ce Liviu. Poveste frumoasă. Foarte frumos, uite, da. O gură de aer, efectiv. Da, bă, e ce a fost până acum, drag. Bă, dar unde-i Joey? De unde? De la fumat. Fumează în baie. Adică să nu facă dirigul. Știi că ai emisie? Fumează în baie? Exact ca ăla. Ești la 41, stai liniștit pe scaun și dai de Undertaker. De... Undertaker, ce faci? Ia să vedem. Cine pula mea era ăla cu aia? Era un băiat. Uite, dar tu când te îmbraci ciudat era... sau un pic mai diferit. Cu aia ăla e Undertaker. Adică cu aia ăla chiar e Undertaker. Adică cu pantaloni puțin mai mulați. Undertaker nu cred că avea pantaloni așa mulați, într-adevăr. Da, ce are? Da, zâmba pula. Da, probabil că se ducea la Comic-Con, nu știu unde dracu. Se ducea cu o bere în mână cu aia. Dar avea ciucașul în mână. Tare. Uite, așa vei ajunge tu. Se pare super, îmbrăcat ca Undertaker. Nu neapărat, dar îmbrăcat no, așa mai... Îmbrăcat ca Gojo Satoru. Da, ceva, o de asta. Da, mă rog, da. Ale mele. Dă-i. Am bărbatul lui nepoată mea care se pensează. Și? Mi-e scârbă de el. Nu știu de ce, instinctiv. După ce a început să se penseze, eu m-am uitat la ăla ca la o mortăciune. Wow. Cred că... Cred că mesele de Crăciun și mesele festive sunt o bucurie cu doamna. Să mă pula. Mamă, da, cu câtă poftă a zis-o pe aia. Mi-e scârbă de el. Mi-e scârbă de când mi-e se pensează. Mi-e scârbă de el. Prea are șanse să mă pula. Sărac. Sărac. Da. Da, bine. Na. Ce voievoz ai în picioare, gurule. Ce voievoz. Cam înțepați așa, cam lunguieți. Că-s bun, și foarte jung. Hai, ții. Am cremie, ce vorbești. Păi ce tocam. Ce mănânță. Ești un frumos rău. Să-i porți sănătos. Mă, viața mea, ei nu erai așa la viață, știi? Mai ales că s-a sortit frumos cu blugi. Adevărat să zic, numai că-i bătaie de cap cu ei, că trebuie acte speciale să intri cu ei în spațiu la Uniunea Europeană. Îți trebuie eurovinietă, îți trebuie cerere specială pentru... Președintele României să te lase să-i porți pe ăștia pe stradă, că ăștia mănâncă copii noaptea, ești nebun la cap. Păi da, pe ăștia nu poți să zici că ai dat bani. Pe ăștia poți să zici că am dat galben pe ei. Că n-ai cum să spui că ai mai dat bani pe ei. Așa arată, zici că e spadasinii lui Jack Piratul cel teribil. Zici că ăia de la omorât noaptea, până somn. L-a mușcat de gât, a prins viața, adevărat. Dar e bună dacă ești de ăsta întârziat, tu știi că dacă le-ai purtat pe astea, ajungi ele cu 5 minute înaintea ta, unde ai treabă. Plus că dacă ajungi vai de morții tăi și nu mai ai ce să mai mănânci, faci un purățap ca lumea sănătos de... Da. Da, chiar parcă au fost vii ai ieri. Purtat de ăștia, ciocate de astea? Ai așa ceva? Eu n-am purtat niciodată. Am și venit sezonul trecut cu așa ceva. Îmi pare rău că n-am observat. Dar așa, în halul ăla de muiști și de lungi. Așa? Așa nu. Așa de... nu. Aia să, eu nici nu știu unde dracu să găsesc ăștia în mass market. Adică nu știu unde dracu i-a găsit. Cumva să aude un radio pe, da, pe vândal. Adică da, să găsește în dar mall. Dar tu de unde i-ai luat? Pe ASOS. Ah, ok. Dar unde dracu îi găsești pe aia? Asta dar știi drag... că și asta e o întreagă cultură în... fabricarea de ciocate. Eu îmi dau seama, știu că la un moment există și un loc undeva în Mexic sau nu mai știu pe unde dracu, în care ăia fac concursuri care are ciocata mai lungă.
Ah, nu știu. Da, 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 și a imitat ciocasă de asta de modă. Cred că Hugo Boss a făcut la un moment dat niște ciocate de astea foarte lungi, imitând într-un sat. Să face într-un sat de da, undeva. Da, da, asta. Deci șmecheria la asta e care îi face mai lungi? Nu, asta e doar într-un sat. Atât. Ah. E într-un sat undeva izolat, undeva în Mexic sau nu mai știu unde, și își fac lungi, drecuți, lungi. Și ah, cumva okay. E mândria, cumva e probabil că e un simbol falic, nu știu ce pun. Ah. Okay. Și îți dau marcare de ciocată. Numai că alea sunt, alea se duc așa, sunt lungi, dar în același timp sunt și așa, sunt, păi, fac nu... cumva și un melc. Mamă, că ți-ai gălat. Da, da, da. Noi vorbim de ciocate și eu sunt în șosete. Asta îmi place, bă. Salut toată lumea, eu sunt Ghosty Punk. Bun venit la Super Sessions. Astăzi jucăm Kill Down. Mai de o dată? Salut toată lumea, eu sunt Ghosty Punk. Bun venit la Super Sessions. Astăzi jucăm Kill Down. Yo! Te-ai vreodată cu Kendama de-asta? Da, da, am încercat, dracu, dar după aia când l-am văzut pe Cerebel, l-am lăsat. Nu. Și Cerebel oase? Pe Cerebel juca. Oase, vezi că-i de ăla... Vă știți, bă? Oase. Da. Vezi că-i de ăsta recunoscut mondial, e campion, e, vezi că are niște fani de aia de prin Japonia, de prin... E groasă cu el, ești nebun? Pe bune? Da, bă! Pe treaba asta cu da. Kendama? Dacă Oase mereu a fost așa, eu tot i-am zis lui, bă, ai făcut ce ai făcut de băcăli viața, ești nebun? De acolo, acolo, de astea cu, bă, cu Kendama stai să te joci? Bă, nu, dar trebuie să ai mult timp liber, ești nebun, adică mie îmi pare înfiorătul, greu. Greu, greu. Și el, da. Vezi că e de ăla nebun, de-ți face tot, toate tricurile alea, toate... Păi cred, da. E groasă. Da, da, da. Da, da, mi se pare că a dispărut hype-ul. Păi a dispărut, da. La noi era recunoscut în adevăratul sens al cuvântului, era Cerebel. Ăla da, era mă, dar Oase a început. Dar maestrul... Ei erau prieteni și Cerebel fiind mai vizibil, vizibil public, da, cumva... el a promovat treaba asta. Da, da, Oase e Dumnezeu. Și Cerebel știi, cred, dar da. Dumnezeu este Oase. Oase, da. Așa cum se întâmplă în general. Da, da. Ok. Bă, ăla era ton? Da. Ești fătos, gătă-o, băt, ești, băga mea. Ești fătos, domne. Dar ce drăguță ești, nebun. Mă, lăsă-mă, pula mea. Bă, dar ce drăguță e, dă-te. It's over you. We're done being cute. Ei, iac. Ial, ial, ial. Am o confiție. Ial, ial, ial. Ial, ial, ial. Yeah, 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 yeah. Ah, fuck this. Ain't nobody done nothing to you. Why are you being quanky? Sweet and sour. Dar chiar ăsta cum? Da, mă-s drăguț. E drăguț, chiar-s drăguț. Oh, it's a baby. Sunt drăguț, dar unii sunt și foarte agresivi, adică... Da? Mușcă, da. Auzi, da? Pick him up. Pick him up. Ăsta ce-i la bază? Mâță câinii. Rozătoare. E rozătoare? E vulpe. E rozătoare, nu e vulpe. Păi nu. Vulpe. Structura animalică. Rozătoare. E rozătoare, mă, dă-o dracu. Ah, ok. Și ăsta cum lua trâchiță-i, miau, cum face? N-ai auzit? Așa? Bă, la a, auzi okay, cum face, bă. Dracu. E ok. Eu că cred nu... că fac și mai urât. Eu cred că se poate și mai urât. Nu știu, hai să vedem, pula mea cum. E ok, mă, n-ai treabă. Dar e drăguț. Și, dar ăsta dacă îl ții în casă, îl poți învăța să facă la oli, la oliță, la cădiță, la căcat de ăla. Mănâncă din fură, din mâncarea câinilor, din mâncarea așa, pisicilor. Dracu. Adică, da, da, da. Și gen, ei poate să meargă și în două lăbuțe. N-am asta e faza. Și gen, fură și fură. Pentru că fură cu aia să duc, eu știu la un moment dat, am văzut la un moment dat că erau niște cârnați, era o bandă de asta de cârnați și luau, se duceau în butelcuța aia unde îi puneau asta mâncare câinelui, se duceau și luau așa, luau o mână de aia de bobițe și fugeau repede. Că... Extraordinar. Dar stari, bă. Stari, da, șmecher. Îți deștepți, da. Șmecher. Păi și ăștia nu da, poți să cacă să fii și în casă, să alea, nu? Păi, na, nu prea sunt ușor de dresat. Că ăștia sunt chiar sălbatici, adică. Dar noi avem șoborani. Rosare.
Rozătoare fiind. Da, exact. Ce pățit? Ce asta, bă, frate? A, o ieși din închisă. Ieși din pușcărie. A, ok. Și așa ieși? Da, unii așa ies. Ești pur și simplu din clădire, așa, gen... Salut, oameni ești. Păi, ce vrei? Să spună trompete? Ce vrei? La unii a... Stai, mă, poate ieși de pe arest. Nu, okay. Doamne, pârnaie, pușcării, pușcării. Acolo e pușcării. Ok. Bun, și a ieșit omul, așa... Da, are, cred că s-a bucurat familia. Păi da, s-a bucurat toată lumea, îți dai seama, după probabil atâta timp, toată lumea. De unde știi tu cât timp a stat? Păi, nu știu, chiar și, dar pentru familie și o zi, pare. Da, așa. Că... Îți place în România? Avem nevoie de stat civilizat? Da. Vrei să muncești și să trăiești normal? Da. Sănătate, numai bine. S-a pișat pe el. Și-a pus, și-a pus să la mațele pe tavă. Asta cine? Bă, e vreun demnit ceva de la Partidul Patrioților sau ceva de nu știu unde. Ah, ok. În fine. Și ei, asta e campania lor, gen, să filmează pe stradă, să de-astea? Da. Ca anul ăsta să alegeri, toate da. Alegerile posibile. Da. Și okay. Așa... Așa s-a dus omul. L-a făcut pe ăla să-și pună mațele pe tavă. Avem nevoie de... Aia, da. Ești de acord că trebuie o viață mai bună? Da. Sănătate, doamnește. Pe ăsta poți să-l faci în pula mea, poți să-l faci personaj, efectiv, să poate duce la orice, în orice situație, da, da, poți orice, să-l pui da. Cu aia. Efectiv, la un bolnav stare terminală în pula să zice, ai nevoie de un stat mai bun? Da. Ai nevoie de, avem nevoie de niște servicii medicale mai bune? Da. Ai avut nevoie de un tratament mai bun? Da. Sănătate, doamne ajută. Poți să-l pui, da, efectiv, da, poți da, să-l da, pui peste da, tot da, cu aia. Efectiv peste tot în bolă. E tare, mi-a plăcut asta. Dar eu sunt curios ce, de ce fapt, ce m-a zis. Ia, 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 ia. E următorul? Nu e următorul. Nu, e tot din sat de acolo. Dintr-un alt sat. Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-i primească. Mi-a dat pachet. Mie mi-a dat, da. Bă, sănătate, Doamne ajută. Sănătate, bă, e groasă, bă, de când are toată lumea telefoane. Dar domnul ăsta bă, lucrează Ciprian. Dar domnul ăsta lucrează, face content funerar. El cred că lucrează pe mașina aia. A, asta e tare. Și el asta face, adică se duce pe la toate mormântările și capătă și el, îți dai seama. Mi-a dat. Mai dă pula, mai dă pula. Bă, ce-mi place emisiunea asta, hai, mâncați aici gura ta, uite așa a fost și eu. Lucruri. Mâncă cu olivă. Bă, extraordinar. Bă, pe mine emisiunea asta mă ține foarte grounded așa. Și mă face să apreciez foarte mult ceea ce am. Da. Și viața pe care o am. Ai mâncat vreodată înghețată cu colivă? Nu mai era doar înghețată, nu era cu colivă. Ce? Nu, ce mâncai el acolo era colivă, iubitule. Eu te întreb dacă ai mâncat vreodată înghețată cu olivă. Știi că există? Nu. Da, e un domn pe Victorie când se face cald de afară. Atât de niște. Că mă plimb pe Victorie și că trăiesc în București, pula mea, și greu să-l observ. Și ai mâncat? Da, și o înghețată foarte bună. Bă, bune, îți recomand la vară, mă rog, când o ieși iar domnul cu înghețată. Bă, dar coliva îți place? Înghețată, da, cum și să mie. Da, păcat că nu o putem mânca decât. Da, de ce? Bă, nu știu, că nu prea... Aș mânca coliva așa. Da, tu ai mâncat înghețată cu colivă. Înghețată cu colivă, da, odată în viață tot trebuie să mănânci. Înghețată cu colivă. Doamne ferește. Da, coliva e bună, dar n-aș mai vrea să simt gustul.